Matei, capitolul 9, începând cu versetul 9. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și au zis, de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns, se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altfel burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Înainte de a începe să abordăm pasajul nostru de astăzi, aș vrea puțin să vorbesc despre contextul în care se plasează acest pasaj, și anume că începând cu capitolul 8, am văzut că Matei caută ca prin evenimentele pe care ni le prezintă să ne-l descrie pe Hristos ca unul care are autoritate atât peste lumea fizică cât și peste lumea spirituală. Și el își arată această autoritate a sa prin vindecările pe care le face atât fizic, cât și prin demonii pe care îi scoate, cât și prin faptul că el are autoritate de a ierta păcatele. Așa. Este foarte important să stabilim puțin acest context, pentru că ar exista riscul să începem să privim acest text separat de tot contextul și să nu căpătăm o interpretare corectă a lui. Și un lucru pe care aș vrea să-l mai menționez din ce s-a vorbit și în dățile trecute. Răspunsul dat de cărturari afirmației Domnul Iisus, iertate-ți sunt păcatele, a fost, omul acesta hulește. Vedem în versetul 3, Domnul Iisus în versetul 2 zice, îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. Și unii din cărturare au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Această concluzie a lor este una foarte bună și foarte îndreptățită. Ei înțelegeau și știau că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Iar evanghelistul Marcu, la capitolul 2, versetul 7, spune, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Autoritatea Domnului Iisus de a ierta păcatele îl arată sau ne-l descoperă pe sine ca fiind mai mult decât un om, adică un om n-ar avea autoritate să ierte păcatele. Domnul Iisus, prin afirmațiile pe care le are și prin dovezile vizibile pe care El le dă oamenilor, ni se prezintă pe sine ca având autoritate. Cuvintele Domnului Iisus sunt pline de viață și de putere. El îi învăța ca unul care avea autoritate și tot ceea ce El spunea se împlinea. Și mult îmi place, și am mai spus și data trecută, că zice, ce este mai ușor, a zice, păcatele sunt iertate sau ridică-ți patul și umblă. Și am zis că e mai ușor, a zice, iertate sunt păcatele, pentru că oamenii nu văd că se întâmplă ceva cu adevărat, dar Domnul Iisus, ca unul care iertarea păcatelor necesită o mai mare autoritate decât vindecarea fizică, El totuși îl vindecă pe acel slăbănog. După ce Domnul Iisus se descoperă pe sine ca având autoritate atât de a ierta păcatele, cât și peste lumea spirituală, merge mai departe și îl cheamă pe Matei. Vedem că textul nostru de astăzi este o relatare, continuă o relatare, nu e ceva ce începe. Zice că de acolo,
Deci după evenimentele precedente, Iisus a mers mai departe, a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Matei era un vameș. Vameșii erau asociați sau erau priviți ca fiind cei mai depravați și cei mai de jos oameni. Și în capitolul 5, cu versetul, nu neapărat să deschideți, vă citesc eu, 5:46, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Vedem că Domnul Iisus se folosește de felul cum ei priveau lucrurile și spune, dacă faceți așa, ce lucru neobișnuit faceți? Așa știți că fac și vameșii. Și Domnul Iisus se folosește de lucrurile acestea și le spune în felul acesta pentru că oamenilor le era foarte ușor să le vizualizeze și să le vadă. Și Matei era un vameș, era unul din cei mai, de către societate, de către oamenii religioși, era privit ca fiind modelul sau fiind asociat cu cei mai păcătoși oameni. Și în timp ce mă gândeam la mesajul de astăzi, mi-au venit în minte cuvintele Domnului Iisus din Matei 18 cu versetul 11 și lucruri foarte frumoase. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Și se potrivește foarte mult cu contextul nostru de astăzi, că oamenii îl așteptau pe un Mesia cu totul diferit de cum a venit Hristos. În mesajul de astăzi vreau să vă spun din start că m-am inspirat dintr-un foarte bun teolog. Am văzut și eu multe lucruri și m-am bucurat că am văzut și eu lucruri asemănătoare cu el, însă trebuie să recunosc experiența lui și felul cum le prezintă și le spune, cred că nu merită să vă privezi de acest har pe care Dumnezeu l-a dat omului acestuia. Și cred că e important să cinstim pe astfel de oameni, să nu căutăm să arătăm cu degetul spre noi, ci Hristos să fie înălțat prin tot ceea ce învățăm. Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Și Domnul Iisus, vedem că în lucrarea sa se interesează de cei mai defavorizați și de cei mai de jos oameni social, categorisiți de alții ca fiind nimic, ca fiind nimeni. Și farisei aveau obiceiul acesta ca prin religiozitatea pe care ei o trăiau și prin viața pe care ei o duceau, să-i califice pe alții ca fiind depravați, ca fiind stricați. Chiar și în întâmplarea cu orbul, zice, tu te-ai născut cu totul în păcat. Vrei să ne înveți pe noi? Și era o atitudine foarte destructivă și vă spun că și eu regăsesc în mine această atitudine. Domnul Iisus mi-a schimbat inima, sunt un om nou și trăiesc o viață schimbată prin harul lui, dar văd în mine tendința de a categorisi pe alții potrivit cu felul cum arată, cu felul cum se îmbracă, cu felul cum vorbesc. Și regăsesc și în mine această atitudine acestor farisei. Ok. Vedem că chemarea Domnului Iisus are autoritate, cuvântul lui are putere și acest om a lăsat totul și a lăsat poziția și a părăsit activitatea și viața lui a fost cu totul schimbată. Vedem că doar un cuvânt Domnul Iisus spune și omul acesta s-a sculat și a mers după el. Aici este pentru noi un mare semn de întrebare și un lucru la care merită să medităm. Cine ar trebui să vă spună un cuvânt și să-l ascultați și chiar să părăsiți totul și să trăiți o viață cu totul schimbată? Nu știu dacă
Noi putem concepe lucrurile în felul acesta, nu știu dacă chiar și cel mai mare om în stat, dacă ar fi să ne spună vino după mine, având în vedere că Domnul Iisus mai devreme spunea vino după mine și fiul omului n-are unde și odihni capul. Adică noi am fi tentat să mergem după un împărat și după un președinte, pentru că avem anumite beneficii și anumite câștiguri. Însă chemarea Domnului Iisus este una și El nu ascunde niciodată lucrurile acestea. Zice, vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, fiul omului n-are unde și odihni capul, vină după mine. Nu știu dacă noi putem înțelege statutul de care se bucura acest vameș și faptul că El își câștiga existența prin faptul că stătea la vamă și primea dări de la cei care treceau pe acolo. Și urmarea Domnului Iisus însemna pentru El o reformă, însemna pentru El un sacrificiu. Nu cred că era foarte ușor. Dar autoritatea Domnului Iisus peste lumea fizică și peste lumea spirituală, vedem că El spune și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Cuvintele Domnului Iisus au putere în ele de a determina lucrurile să se întâmple și nu sunt doar vorbe care sunt spuse și așa sunt aruncate în vânt. Matei nu specifică în versetul 10 că Domnul Iisus ar fi mers la masă în casa lui Matei, însă în narațiunea și desfășurarea logică a evenimentelor ne dă de înțeles că Matei era cel care l-a invitat pe Domnul Iisus la el la masă. Ceilalți evangheliști menționează că Domnul Iisus se afla în casa lui Matei. Eu am mai observat că și în alte contexte și chiar și Zacheu și în alți oameni din Israel invitau pe Domnul Iisus la masă. Eu înțeleg în contextul de atunci că aceasta însemna o cinste care se acorda invitatului și chiar când venea la masă și Domnul Iisus specifică la o nuntă când au fost invitați mai mulți oameni, că erau unii care ocupau un loc în față și Domnul Iisus spune că să nu ocupi locul din față, că poate are un invitat special și te va trimite pe tine în spate. Înțelegem că această invitație la masă însemna și un mod de a-l cinsti pe cel pe care îl inviți. Și Matei a părăsit totul și a părăsit poziția și a fost și gata să cheltuiască din averea lui și din câștigul lui și l-a invitat pe Domnul Iisus la masă. Și chiar dacă Domnul Iisus era un personaj controversat, lui Matei nu i-a fost rușine să invite chiar și pe prietenii lui, nu i-a fost rușine să arate că viața lui a fost schimbată și transformată. Și eu aici am multe de învățat, că nu sunt așa curajos ca Matei să îl prezint pe Domnul Iisus deschis și să nu-mi fie rușine că El mi-a schimbat viața. Împreună cu Domnul Iisus au venit o mulțime de vameși și păcătoși, au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. Dar mai mult de atât, Matei ca Matei, dar Domnul Iisus, câtă smerenie din partea Lui și cât curaj din partea Lui să se asocieze cu niște oameni așa de prost clasați și etichetați de către societate. Și mesajul de astăzi, mă tot gândeam cum să-l intitulez și m-am gândit că s-ar potrivi multe lucruri, dar în mod special pentru mine au rezonat cuvintele Iisus, prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Și eu, dacă vreau să am prieteni, caut să-mi fac acei prieteni care să-mi ofere mie un anumit statut sau o anumită poziție sau să am ceva de câștigat din partea lor. Și chiar și noi ne lăudăm dacă cunoaștem pe cineva renumit,
că eu sunt prieten cu cutare, că verișorul meu, că unchiul meu, că vecinul meu, că nu știu cine ocupă nu știu ce funcție. Și vedem că cultura de atunci și partea gândirii de atunci se găsește și astăzi, că oamenii se asociază cu cei de la care au ceva de câștigat și de la cei care pot să-i înalțe și să-i facă faimoși. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoși? Și parcă îi și văd și o să vă mai deschid într-un text. Îi și văd cu atitudinea asta arogantă. Noi nu ne asociem cu astfel de oameni, noi suntem sfinți, suntem curați, suntem, trăim după voia lui Dumnezeu. Și dar dacă observați, acuza fariseilor în mod direct este adresată către Domnul Iisus. Pe ei nu-i deranja neapărat că fariseii și păcătoșii erau la masă, ci acuza lor în mod direct, eu așa am înțeles că se adresa către Domnul Iisus. Și vedem că legalismul te plasează într-o așa stare de mândrie încât ești gata să judeci și să pui imediat eticheta dacă cineva nu se potrivește standardului tău și legalismului tău, imediat îl judeci și l-ai calificat. Dar ei pe cine au calificat ca drept, că s-a asociat Domnul Iisus cu vameșii și cu păcătoșii, ei, pentru ei tot una era și Domnul Iisus în ochii lor nu valora neapărat prea mult. Era un personaj interesant că făcea minuni, cuvintele lui aveau putere, dar pentru ei era ceva șocant, cum un profet, cineva din partea lui Dumnezeu care vine după tiparele unui legământ așa de stabilit și unor reguli așa de stricte, să-și permită să facă așa ceva. Era pentru ei ceva ieșit din comun. Și un alt lucru la care mă gândeam și care demască atitudinea oamenilor din vremea de atunci și cred că în parte și pe a noastră astăzi, spun, Domnul Iisus tot așa se află în casa cuiva, invitat la masă, și a venit o femeie păcătoasă și îi ștergea picioarele cu părul ei și le oda cu lacrimile ei. Și Simon zice, dacă ar ști omul acesta cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Vedem că la nivelul lor nu ajungea nimeni. Și Domnul Iisus, vedem că întotdeauna a tratat cu foarte mare duritate și nu i-a menajat deloc pe oamenii aceștia. Și Domnul Iisus spune, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și prin cuvintele acestea, Domnul Iisus nu vrea să spună că ei ar fi fost sănătoși și că Domnul Iisus merge la cei păcătoși, că ei farisei oricum n-au nevoie de Domnul Iisus, că ei împlinesc neprihănirea pe care o cere Dumnezeu. Însă, așa cum menționa și un comentator, această interpretare nu este potrivită pentru acest context, pentru că Domnul Iisus chiar mai devreme spune că dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Adică neprihănirea cărturarilor și a fariseilor nu-i califica pe ei să fie mai sus decât alții. Și prin cuvintele acestea, Domnul Iisus dă o replică, le dă o replică, nu le spune că voi sunteți neprihăniți și voi nu aveți nevoie de mântuire, ci le dă o replică mândriei lor și aroganței lor. Și pe de altă parte stabilește și cadrul în care Mesia a venit și Mesia a fost prorocit să vină, că Mesia a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 3 și 4, cred că sunt unele din cele mai importante din Noul Legământ,
Și anume v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Vedem că Scripturile ne-l prezintă pe Mesia că avea să vină ca unul care va... Principala lui misiune era pentru păcat și să moară pentru păcat. Și chiar și textul din care citează Domnul Iisus, n-am văzut niciodată, dar este un text foarte frumos. Și chiar versetul 2, Osia 6, versetul 2, zice, El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Și face referire exact la învierea Domnului Iisus, că Domnul Iisus avea să moară pentru păcat și în a treia zi va învia și prin învierea Lui noi vom primi viața. Voi citi de la 1 la 6. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va regala rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce-ți fac, Efraime? Ce-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Căci bunătate voiesc, nu jertfă, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. În cartea Doctrina Întrupării, autorul spune că primii creștini erau acuzați că îi atribuiau cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus în Vechiul Testament, le atribuiau Domnului Iisus. Și a fost o acuză mare adusă primilor creștini, însă a fost o acuză nefondată și ei nu au înțeles că Domnul Iisus a fost tot ceea ce a fost scris în Vechiul Testament. A fost, ni l-a prezentat pe Domnul Iisus și Domnul Iisus este imaginea și chipul Dumnezeului nevăzut. Doar prin Hristos noi avem posibilitatea să-L vedem pe Dumnezeu. Zice, nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu ni L-a făcut cunoscut și de asemenea nimeni nu s-a suit în cer afară de Cel ce s-a pocorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și acest Fiul al omului este Mesia, este Dumnezeu și principala sa misiune a fost de a chema la pocăință și de a muri pentru păcătoși. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și a vorbit despre păcat înseamnă să vorbești în primul rând și despre păcatul tău, nu numai despre păcatele altora. Și Domnul Iisus a venit să cheme la pocăință pe cei neprihăniți. N-a venit să cheme la pocăință pe cei neprihăniți. Și principalul lucru pe care și principalul mod prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră a copiilor Lui este că El ne deschide ochii să ne putem vedea adevărata stare. Și vedem că fariseii n-au înțeles că legea pe care ei încercau să o țină le arăta practic păcatul lor și neputința lor și incapacitatea lor de a-L mulțumi pe Dumnezeu. Și acuzele grave care se aduceau în Osea capitolul 6, că ei aduceau jertfe și credeau că aceste jertfe le va asigura lor favoarea lui Dumnezeu, însă aici era jertfa, era Hristos venit întrupat, și toate aceste jertfe care tau spre Hristos și toată această neprihănire pe care ei aveau să o obțină prin Hristos, vedem că a trecut pe lângă ei. A venit Hristos, a venit și Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și
Numai Dumnezeu poate să ne deschidă ochii, să putem vedea pe Hristos ca fiind Mesia, dar în același timp Dumnezeu trebuie să ne deschidă ochii ca să ne vedem păcătoși. Pentru că noi nu avem nevoie, dacă suntem sănătoși, noi nu avem nevoie de doctor. Nu ne vedem starea și nu conștientizăm nevoia noastră. Cu siguranță sunt mult mai multe lucruri de spus. E o provocare pentru cine prezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu are sfârșit. Și întotdeauna sunt direcții și lucruri foarte frumoase. Și este o provocare totuși să te ții de text și să îl prezinți așa cum este. Aș vrea să merg mai departe. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și au zis: de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Aici o să fie puțin mai greu. E mai profund partea aceasta textului. Și cred că pentru noi e mai greu de interpretat, pentru că nu suntem evrei și nu înțelegem toate substraturile și toate implicațiile cuvintelor și a întâmplărilor și a evenimentelor care se petreceau atunci. Și ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și erau nedumeriți și bulversați, că ei înțelegeau că potrivit legii și potrivit standardelor pe care legea le impune, ei trebuie să aibă un anumit stil de viață, să-și impună anumite reguli și o anumită conduită. Și Domnul Iisus, ca unul care vine și îl prezintă pe Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, pentru ei nu era de neînțeles cum acest Iisus nu se supune acestor reguli și acestor legi pe care ei le respectau. Și cum neprihănirea, el îl prezintă pe Dumnezeu, că îl arată pe Dumnezeu, și tot ceea ce înțelegeau cu privire la vechiul legământ era că Dumnezeu arată în felul acesta. Trebuie să te supui în anumite reguli, trebuie să ai o anumită viață, trebuie să postești, trebuie să te ferești de atât de multe lucruri. Și Domnul Iisus, pentru ei, era un personaj controversat. Domnul Iisus intra și cina cu vame și cu păcătoșii. Domnul Iisus se atingea de leproși. Domnul Iisus nu ținea sabatul. Și pentru ei toate lucrurile astea nu puteau fi înțelese. Dar acuza lor care o adresează Domnul Iisus este cu privire la ucenici. Că de ce ucenicii tăi nu postesc? Noi postim des și ucenicii tăi nu postesc deloc. Și niște lucruri foarte frumoase, cu ajutorul Domnului sper să le înțelegem. Și Domnul Iisus folosește asta n-am luat-o de la mine. Domnul Iisus folosește termeni mesianici escatologici. În Vechiul Testament, metafora mirelui era în mod repetat atribuită lui Dumnezeu. Isaia capitolul 54, versetele 5 și 6: căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Și iudeii asociau această căsătorie cu Mesia care avea să vină și cu banchetul mesianic. Și Dumnezeu se prezintă pe sine ca fiind acel mire, în Vechiul Testament, ca fiind acel mire care se logodește, se căsătorește cu Israel și intră într-un legământ cu Israel. Aș vrea să mai citesc Osea 2, 16 la 20. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu vei mai zice stăpânul meu.
Voi scoate din gura ei numele Baalilor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târătoarele pământului. Voi sfărâma din țară arcul, sabia și orice unealtă de război și voi face să locuiască în liniște. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Sunt niște versete impresionante. Da. Și Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Pentru noi e ușor să înțelegem lucrurile astea când se vorbește despre mire, despre mireasă, despre banchet, despre bucurie, despre sentimentele care sunt implicate și ne vorbește pe limba noastră și noi putem să înțelegem. Dar lucrurile acestea vedem că sunt preluate și în tot Noul Testament despre Mesia care avea să vină, care avea să fie soțul sau mirele bisericii. Și răspunsul pe care Domnul Iisus îl dă, zice, se pot jeli nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Adică Domnul Iisus spune, eu sunt mirele. Și zice, vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Și ceea ce vrea Domnul Iisus să spună și oamenii nu înțeleg și nu, pentru că lucrurile astea sunt, pot fi descoperite doar prin Duhul Sfânt, nu înțeleg că întreg Vechiul Testament vorbește despre Hristos și Hristos este Dumnezeu întrupat și ei nu pot concepe cineva care vine pe pământ fără început, fără sfârșit, dar noi le descoperă Dumnezeu pe toate lucrurile acestea prin Duhul Sfânt. Și aș vrea să mă opresc puțin asupra versetelor 16 și 17. De asemenea, și în versetul 15 ni se spune că vor veni zile când mirele va fi luat, adică Hristos va, biserica va fi în așteptarea cele de-a doua revenire a Domnului Iisus și atunci ei vor posti. Versetele 16 și 17 par puțin desprinse din toată narațiunea. Zice, nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Ați înțeles ceva? Nici eu n-am înțeles nimic inițial. Dar de asta e foarte important să luăm lucrurile în ansamblu și în context. Și m-am bucurat că lucrurile pe care le-am înțeles le-am regăsit după aia și în alți teologi și e bucurie că când vezi că Duhul Sfânt îți descoperă și că acest Duh Sfânt lucrează în viața multora și le descoperă pe Hristos. Ceea ce, și așa, și să citești și 17, nimeni nu, nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altfel burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Vedem că Domnul Iisus are în toate întâmplările și în ceea ce ni se spune despre Domnul Iisus, avea acest obicei de a vorbi oamenilor în pilde. Și cred că pentru ei toate aceste pilde și toate aceste imagini pe care Domnul Iisus le folosea aveau un impact foarte puternic. Pentru noi astăzi necesită să înțelegem contextul, să înțelegem lucrurile și cred că totuși nu putem pătrunde în profunzime înțelesul tuturor acestor pilde, cu toate că Dumnezeu ni le descoperă în parte și înțelegem în parte diferite lucruri. Ceea ce vrea aici să spună Domnul Iisus, vrea să spună că El este mirele, că acest mire a venit să moară pentru păcat și că împărăția pe care El avea să o instaureze și domnia pe care El avea să o aibă și biserica pe care El avea să o clădească nu poate fi pusă sub niciun tipar al unui vechi legământ sau un tipar existent în contextul de atunci.
Hristos face toate lucrurile noi. Și Hristos nu vine să îmbunătățească condiția omului sau să adauge ceva la ea. După cum spuneam și în versetul 13 și în versetul 12 că nu este niciun om neprihănit, zice, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Înțelegem că condiția noastră nu înaintea lui Dumnezeu este de o condiție de oameni păcătoși și Hristos a venit să moară pentru păcătoși și Hristos avea să facă totul nou, avea să instaureze biserica și de aceea și când au existat probleme cu privire la iudaizatori, vedem că ei nu au mers pe același tipar al vechiului legământ și prin înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o conducerii bisericii de atunci, au spus că trebuie să facă atât și atât, nu sunt obligați să țină toată legea și ei înșiși au recunoscut că pentru ei această povară era una prea grea și pe care ei n-au putut-o purta. Și mi s-a părut interesant și noi acasă am avut vaci și puțin pentru mine capătă contur lucrurile astea, că, spre exemplu, după ce tai animalul, trebuie să îl dejupăi, să-i dai pielea jos și se începe de la gât în jos și doar la zona copitelor și la coadă rămân acele găuri ale în pielea respectivă. Și am înțeles că în vremea de atunci se obișnuia ca să se coase acele orificii care rămâneau după ce se jupuia acel animal și că se trata acea piele ca să nu aibă mirosuri și ținea loc de bazin și se păstra unea fluide, fie vin, să înțelegem contextul de față că era vorba despre vin, dar se păstrau și alte fluide. Și această piele, cu timpul, din cauza condițiilor și mai ales că în vremea de atunci era căldură așa de mare, pielea se usucă și are tendința de a deveni casantă. Și când se punea vinul care era în procesul de fermenție, presiunea care se forma avea capacitatea să distrugă acele burdufuri. Și Domnul Iisus, prin lucrarea pe care o face, El nu se folosește de niciun burduf vechi, de niciun tipar vechi. El face toate lucrurile să fie un nou început și, cum ni se spune și de către Apostolul Pavel, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aș vrea să închei prin a citi câteva versete legate de mirele nostru, Domnul Iisus. Apocalipsa, capitolul 19, versetele 7 și 10. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu, închină-te. Căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Nu trebuia să citesc neapărat acest, oricum. Să ne bucurăm și să ne veselim că Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască pe cei ce erau pierduți. Domnul Iisus a venit pentru cei defavorizați social, pentru femeile care erau atât de desconsiderate de către societate, pentru copiii care erau folosiți
într-un mod josnic pentru a-și câștiga bani stăpânilor sau părinților. Domnul Iisus a venit pentru cei cu inima frântă și pentru cei cu duhul zdrobit, pentru cei care își văd adevărata stare și se leagă foarte bine cu tot contextul din predica de pe munte, că ferice de cei care nu sunt potrivit standardelor lumii tari în ei înșiși și în abilitățile lor și în capacitățile lor. Și să ne bucurăm și să ne veselim că Hristos este mirele nostru. El face toate lucrurile noi, în El avem o libertate și o slobozenie independentă de faptele și de strădanile noastre. Și Domnul Iisus să fie înălțat. Amin.